Care este povestea acestei case de vacanță, da, de cazare pentru turiști aici în Marcondia? Deci povestea vine în felul următor. Această construcție a fost finalizată în 2002, unde mai departe a fost manageriată cumva într-un stil de familie. Avem cam tot ce înseamnă din gastronomie, practic pescarii noștri pentru pregătirea bucatelor pescărești. Mai departe avem baza de agrement unde organizăm celebre excursii în deltă. Mai departe avem un loc sălbatic în sălbăticie unde organizăm picnicuri în natură pentru oaspeți. Și uite, așa ușor ne-am făcut un segment de clientele unde majoritatea revin și pentru a treia, a patra, a cincea oară la pe pragul casei tău. Ați atras fonduri europene pentru? Nu, a fost o construcție făcută din fonduri proprii, asta câte puțin până am ajuns la finalul acestei construcții. Și acum sunteți o locație foarte dezvoltată. Da, pot să spun că în zonă suntem foarte căutați pentru excelentele bucate pescărești, autentice, cum vă spuneam mai devreme, gătite ca la bunica acasă, bucatele. Cum reușiți să-i atrageți pe turiști să vă cunoască? Păi, bineînțeles, prin seriozitate, prin bucate, prin echipa noastră pe care o avem aici. De aceea se întorc și pentru a doua, a treia oară la noi. Ați fost afectat de această pandemie ca business? Da, într-adevăr am fost închiși o perioadă, am funcționat doar cu terasele exterioare, unde a fost într-adevăr o muncă dublată ca și activitate, dar ne-am descurcat cu brio, fără evenimente neplăcute. Și acum turiștii pot veni și pot fi siguri că nu vor fi cumva, nu știu, că știu că foarte mult se sperie să mai meargă în vacanță. Ce să vă spun, în cazul în care pentru ei, pentru liniștea lor, respectăm toate procedurile date de autorități, fluxurile sunt bine stabilite și până acum, mulțumim, nu am avut nicio problemă de vreo natură. Da. Mă bucur că e așa și voiam să vă întreb, pentru că am tot văzut, deja există, nu știu, București și în alte zone, din cauza incidenței numărului mare de infectări, încep să se închidă hoteluri, se închid restaurante, se închid teatre, se închid... Credeți că putem ajunge la Macondia într-o astfel de situație? Sursele locale, din ce informații avem până la ora actuală, momentan nu avem nicio creștere de infectări în zonă. Am stat foarte bine, nu am avut probleme. Faptul că toate activitățile noastre s-au desfășurat doar pe exterior, inclusiv clienții care depășesc pragul poartă mască, distanțări, dezinfectanți peste tot și momentan nu avem nicio problemă de vreo natură proastă. Deci turiștii pot veni și pot veni cu siguranță toată iarna până, bineînțeles, în momentul în care ne vor lăsa în pace să funcționăm cum trebuie. Ce pregătim astăzi la casa tău? Păi asta ținând cont că e o zi de weekend, pescarii de dimineață ne-au adus pește diversificat pentru celebru morț de pește. După cum observați aici, avem pregătit deja aidat sare, crab, somn, șalău, caran, cel puțin 5 specii de pește. După cum observați aici, deja legumele au început să fiarbă morcov. Mai durează cred că maxim 10 minute și vom adăuga pește, după care, bineînțeles, cu detaliile de sfârșit, gustul, ocitean și toate alea. Și mai departe plecăm către restaurant, către oaspeți care deja sunt salvat la noi. Ce alte specialități din pește? Păi, bineînțeles, aici facem decât 8 peschiuzare pentru că la bunica acasă se gătea o dată. Mai exact, pregătim o excelentă saramură din dobândă de craf,
saramonă de somn, parada a tăvărit din Mălai, prășit la Cluj de la Licovenesc, mămăriga la Ceaun, de la Bătut la Fel de Lemn, o excelentă plachie, care e făcută din două specii de pește, adică, categoric, de aici nu pleacă nimeni fără să fie ajutat. Suntem deja pentru 2-3 zile aici, da, la Casa Teo. Corect. E o chestie specială, mi se pare mie. Muștei, cum îl faceți aici? Păi, e în felul următor. Am încercat să păstrăm tradiția bunicii, altfel. E rețeta clasică. Muștei să fie neapărat din producție locală, zdrobit foarte bine, sare de aia gruncioasă și bătut la fel de lemn până ajungem la volumul potrivit. Și puțină apă minerală la sfârșit. Doar atât. E un gust delicios. Da. Așa că vă invităm și pe voi la Casa Teo, sigurat o să vă placă ce mâncați aici.